Se eu reconhecer este um feminino que posso excluir o God que se vem a seguir, Hapman, se eu reconhecer este um feminino que posso Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutinenești și pe toate le plinești, vestierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și desfășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclenie, de la fața ta judecata mea să iasă, ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-a inima mea, noaptea ai cercetat-o, cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a aflat într-un mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale eu am păzit căiaspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu se clatine pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate fămilele tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine, de cei ce stau împotriva dreptei tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acoperă-mă de fața necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrăjmașii mei sufletul meu l-au cuprins, cu grăsime inima lor și-a încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă, acum m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatul m-au ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpină-i pe ei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, ce și-au partea în viață, căci s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturatul sau fiii lor și-au lăsat rămășițele pruncilor. Iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, sătura-mă voi când se va arăta slava ta. Unto thee, O Lord, have I lifted up my soul. O my God, in thee have I trusted. Let me never put to shame, nor let me my enemies laugh me to scorn. Yet let none
that wait on thee be put to shame. Let them be ashamed which are lawless without cause. Make thy ways, O Lord, known unto me, and teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art my God and Saviour. For thee that I waited all day long. Remember thy compassions, O Lord, and thy mercies, for they are everlasting. The sins of my youth and mine ignorance remember not. According to thy mercy, remember thou me, for the sake of thy goodness, O Lord. Good and upright is the Lord, therefore will he set a law for them that sin in the way. He will guide them, he will guide the meek in the judgment, he will teach the meek his ways. And all the ways of the Lord are mercy and truth unto them that seek after his covenant and his testimonies. For the sake of thy name, O Lord, be gracious unto my sin, for it is great. For he is the man that fears the Lord. He will set him a law in the way which hath been chosen. His soul shall dwell among good things, and his seed shall inherit the earth. The Lord is the strength of them that fear him, and his covenant shall be manifested unto them. Mine eyes are ever towards the Lord, for he is that he will draw my feet out of the snare. Look up to me and have mercy on me, for I am one only begotten and poor. The afflictions of my heart are multiplied. Bring me out of my necessities. Behold my lowliness and my toil, and forgive all my sins. Look upon my enemies, for they are multiplied, and with an unjust hatred have they hated me. Keep my soul and rescue me. Let me not be put to shame, for I have hoped in thee. The innocent and the upright have cleaved unto me, for I have waited on thee, O Lord. Redeem Israel, O God, out of his all affliction. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Fie unul i-am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie. Bucurați-vă oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o înălțime te-ai pogorât milostive, îngroparea-i luat de trei zile ca să slobozești pe noi din pat, în Cel ce ești viața și învierea noastră. Doamne, slavă ție! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, tu ești vița cea adevărată care a dăstuit rodul vieții. Ție ne rugăm, roagă-te, Stăpână, cu Sfinții Apostoli și cu toți Sfinții să se miluiască sufletele noastre.
Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul ziua în toate zilele. Să ne călăuzească spre bine Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru. Este Dumnezeul mântuirii. Holy God, Holy Man, Mighty Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty Holy Immortal, have mercy on us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. O Most Holy Trinity, have mercy on us. O Lord, blot out our sins. O Master, pardon our iniquities. O Holy One, visit and heal our infirmities, for your name's sake. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Cel ce în toată vremea și într-o ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelungul Dăbătorule, mult milostive și mult milosât, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire, în făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează-le, gândurile curățește-le și ne îndreptează pe noi și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Întru numele Domnului, binecuvintează, Părinte! Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește! Amin! Stăpâne Dumnezeule, Părinte Totputernice, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Father, give the blessing.
Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. In peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the peace of the whole world, for the stability of the holy churches of God, and for the unity of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this church and for those who enter it with faith, piety, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our Father, the Archbishop and Metropolitan Joseph, the Venerable Priests, the Deacons in Christ, and for all the clergy and people, let us pray to the Lord. For King Charles III and Royal Family, for the English and Romanian people and their authorities, and for the armed forces, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this city, for every city and countryside, and for the faithful dwelling in them, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For seasonable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For travelers by land, by sea, and by air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That we be delivered from all affliction, wrath, danger, and necessity, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Calling to remembrance, O most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, Mother of God, and ever Virgin Mary, with all the saints. Most holy Mother of God, save us. Let us entrust ourselves in one another and our whole life into Christ our God. To thee, O For to you are due all glory, honor, worship, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat ești, Doamne! Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever. And unto the ages of ages, amen. Only begotten Son and Logos of God, being immortal, you condescended for our salvation to take flesh from the Holy Theotokos, and ever Virgin Mary, and without change became man. Christ our God, you were crucified and conquered death by death, being one of the Holy Trinity, glorified with the Father and the Holy Spirit. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Calling to remembrance, O most holy, pure, most blessed, and glorious Lady, Mother of God, and ever Virgin Mary, with all the saints. Most holy Mother of God, save us. Let us entrust ourselves in one another and our whole life into Christ our God. God, Lord. For you are good, O God, and the lover of mankind, and we offer glory to you, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi,
că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți păcătorii de pace, că aceia fiindu-i Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că-și plata voastră o să fie în înțelepciune drept, wisdom let us stand upright. Come, let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. You descended from on high, O compassionate one, and consented to a three-day burial of Jesus from the passions, O Lord, our life and resurrection, glory to you. Al răbdării stâlpa-i fost, râvd din părinților celor mai dinainte, cu vioase lui Iov într-o patim, lui Iosif întru ispite și vieții celor fără de trup, fiind întru alipie părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Se bucură la cedemonia, având sfânta raclă a moaștelor tale, care izvorăște izvoare de tămăduiri și mântuiește din nevoi pe toți cei ce aleargă la tine cu credință. Părinte Nicon, cuvioase, pe Hristos Dumnezeu, roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. A desert dweller, an angel in the flesh, and the wonder worker you were shown to be, O our God, bearing Father Stylianos,
for having acquired heavenly gifts through fasting, vigilance, and prayer. You heal the infirm and the souls of those who come to you with faith. Glory to him who has given you strength. Glory to him who has crowned you. Glory to him who works healings for all through you. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu înțelepciunea ca și cu rasele soarelui ai luminat pe filozofii păgâni și ca o lună prea luminoasă care strălucea în noaptea necredinței. Întunericul l-ai gonit, iar pe împărăteasa o ai încredințat dinpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterina. Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, mirele cel prea frumos, și de la dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For you are holy, O our God, and we offer glory to you, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește. Lord, save the faithful. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, cine auzi pe noi? Cine auzi? And unto the ages of ages. Amen.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tatăl, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, miloiește, ne puternic. Să luăm aminte. Pace tuturor, pistol și Duhului tău. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în viață. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele tău în tot pământul. Înțelepciune. Din epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Aminte. Fraților, îmbrăcați-vă dar ca aleșii lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii cu alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva, după cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertați și voi. Iar peste toate acestea îmbrăcați-vă într-o dragoste, care este legătura desăvârșirii, și pacea lui Hristos într-un care ați fost chemați, ca să fiți într-un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți mulțumitori.
Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalm, în laude și în cântări duhovnicești. Wisdom. The reading is from the Epistle of St. Paul to the Colossians. Let us attend. Brethren, put on, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any. Even as Christ forgave you, so also do you. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your heart, to the which also you are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Pace vouă celor ce ați citit și Duhului tău. Milele tale, Doamne, în veacle voi cânta, că ai zis, în veac mila se va zidi, în cerul se va întări adevărul tău. Come, let us greatly rejoice in the Lord. Let us shout along to God our Savior. Let us come before his face with thanksgiving. Alleluia. Alleluia.
Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfinților Apostoli și Evangheliști, Luca și Matei. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților, slăviților, întru tot lăudaților, Apostoli și Evangheliști, Luca și Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace vorbist bol și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Luca și Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, un dregător oarecare s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat zicând: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus i-a zis: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile: să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a zis: toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind Iisus, i-a zis: încă una îți lipsește. Vinde toate câte ai și le împarte săracilor și vei avea comoară în ceruri. Apoi vino de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat, căci era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis: cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, căci mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zisau cei ce ascultau: și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis: cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Zisa Domnul către ucenicii săi: toate mi-au fost date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu e bun și povara mea este ușoară. The reading is from the Holy Gospel according to Luke. Let us be attentive. At that time, a certain ruler came to Jesus saying, "Good teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Jesus asked him, "Why do you call me good? No one is good except God. You know the commandments. Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother." The ruler replied, "I have observed all these things from my youth." When Jesus heard these things, he said, "You still lack one thing. Sell all that you have, distribute it to the poor, and you will have a treasure in heaven. Then come, follow me." But when the man heard these things, he became very distressed because he was very rich. Jesus, seeing that he had become very distressed, said, "How hard it is for those who have wealth to enter into the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone who is wealthy to enter into the kingdom of God." Those who heard this exclaimed, "Then who can be saved?" But Jesus replied,
The things which are impossible with man are possible with God. Peace to you, the proclaimer. Slava Ție, să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, atotstăpânitorule, stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru, pentru arhiepiscopul și mitropolitul Iosif, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Casa Regală, pentru conducătorii popoarelor englezi și români de pretutindeni și pentru forțele armate, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ne rugăm pentru frații noștri românași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători ai parohiei noastre. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei biserici ai parohiei noastre și pentru toți și mai dinainte adormiți, părinți și frați ai noștri, pe slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mânaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție,
auzi-ne și miluiește. Doamne, miloiește, Doamne, miloiește, Doamne, miloiește. Niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot, bine plăcută să fie pentru tot bunele stăpâne această mulțumirea noastră înaintea slavei tale. Și trimite totdeauna ca un îndurat mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe robii tăi, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, pentru tot îndurate, împărate, auzi-ne și negrab ne miluiește. Doamne, miloiește, Doamne, miloiește, Doamne, miloiește. Doctorul sufletelor și al trupilor, cu milință și cu zdrobire de inimă, cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi bolnavi în lumea întreagă, din spitale, din azile, la casele lor, știuți și neștiuți, și le iartă lor toate greșeala ce de voie și cea fără de voie, și de grab ridică-i pe ei din patul durerii. Rugămâneți-i, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce ai scos pe apostolul Petru din legături și din temniță și nevătămat l-ai dat bisericii tale Hristoase, miluiește ca un milostiv pe robii tăi închiși în închisori, care se roagă ție prin noi și slobozește nevătămați. Rugămâne ție întru tot milostive, Mântuitorule, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Look from the height of your holy sanctuary, O Lord our God, and as a good and a lover of mankind, see the danger of death, threatening your people, come now and remove him from all persecution and humiliation. Stop these wars which destroy lives and homes. Grant repentance to the persecutors, comfort to the ones of us in pain. Guard the steps of the refugees and grant peace and blessing in the hearts of your servants. We pray to you, hear us and have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine pentru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. God, humans pray to the Lord. Lord, have mercy. Believers, let us pray for the catechumens that the Lord will have mercy on them. Lord, have mercy.
that it is the word of truth today. Lord, have mercy. That reveal the gospel of righteousness today. Lord, have mercy. That unites them to this holy Catholic and Apostolic Church. Lord, have mercy. Save them, have mercy on them, help them and keep them, O God, by your grace. Lord, have mercy. Heart, humans, bow your heads to the Lord. Lord, Lord. So that these, together with us, they may glorify your all honorable and magnificent name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Cât suntem credincioși, iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Înțelepciune! That being always guarded by your might, we may offer glory to you, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever. And unto the ages of ages. Să slujească ție împărată în slavă, cea slujiție lucruri mare și bucășătorul chiar pentru cu tăile cele din urmă. So that we receive the people of all who is most possible by the most angels. Alleluia. Trei sfântă cântare de grijă și lumească. La preparatul tuturor să primim pe cel înconjurat, ne voi să decetele îngerești. Alleluia. Thank you.
Forgive me, brothers and sisters. Yes.
Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Our Father, the Archbishop of Metropolitan Joseph, may the Lord God remember in his kingdom. Amen. Pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Casa Regală, pe conducătorii țării acesteia, cei tuturor ortodoxilor creștini și forțele armate, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. May the Lord God remember all of you Orthodox Christians in his kingdom, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Let us complete our prayer to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts he has presented, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For this church and for those who enter it with faith, piety, and the fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That we be delivered from all danger, affliction, anger, and need, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and keep us, O God, by your grace. Lord, have mercy. That all day be perfect, holy, peaceful, and without sin, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. An angel of peace, the faithful guide, the guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord.
not disallow. All which is good and useful for our souls and peace for the world, let us ask of the Lord. Grandis, O Lord. That we may complete the rest of our lives in peace and penitence, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. That the end of our lives be creation without torment, blameless and peaceful, and for a good account of the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Grant this, O Lord. Calling to remembrance, O most holy, pure, most blessed and glorious Lady, Mother of God and ever Virgin Mary, with all the saints. Most holy Mother of God, save us. Let us entrust ourselves in one another and our whole life into Christ our God. Through the compassion of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, life-creating Spirit, both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Pace tuturor, peace to all. Și Duhului tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăirea cea de o ființă și nedesfărțită. Hristos în mijlocul nostru. Este și va fi. Christ in our midst. He is and he shall ever be. Both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a toți fiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt,
și din Maria Fecioara, și cât a făcut om, și s-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponțiu Pilat, s-a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă, să te judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, ci într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten from the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father, through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven and was incarnate from the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified also for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose again on the third day in accordance with the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is coming again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and together glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I confess to one baptism for the forgiveness of sins. I await the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace, a o aduce. Mila păcii, jertfa laudă. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And with your spirit. Să avem inimile. Avem către Domnul. Let us give thanks unto the Lord. Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trăiește în devoție și ne despărțim. Pentru toate pe care le știu și pe care le știu, pentru tine facerile tale cele arătate și cele nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Singing the triumphant hymn, shouting aloud, crying out, and proclaiming. Holy, holy, holy Lord. With these blessed powers of love, the love of mankind, who also shout out, pray, you are holy, holy, holy.
your Holy Spirit. You are fulfilling all luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Take, eat, this is my body which is broken for you for the forgiveness of sins. Asemenea și paharul cu cine zicând, în likewise after supper, he took the cup saying, pentru acesta toți, acesta este sângele meu, al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Amen. Therefore, remembering this commandment of salvation, all of those things done for us, the cross, the grave, the resurrection, the ascension into heaven, the throne of the right hand, the second glorious coming. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. We offer you your own, in behalf of all and for all. Doamne, cel ce ai finis de prea sfântul în cuvânt ceasul la preirea postului, de acela putere de doare la noi și miluiește pe cei care ne-am dat. We bless Că aducem ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu milință la tine pe genul, trimite Duhul tău ce sunt peste noi și peste aceste dar și să ne și fără această cinstit trupul Hristosului tău and make this bread the precious body of your Christ. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău and that which is in this cup, the precious blood of your Christ. Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt, changing them by your Holy Spirit,
Amin. 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 Să te pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. So that for those who partake of them, they may be for awakening of the soul, for forgiveness of sin, for communion with your Holy Spirit, for fulfillment of the kingdom of heaven, for confidence towards you, but neither to judgment nor to condemnation. Încă aducem ție această slujbă duhovnicească pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Amin. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvintează anafura aceasta de una și pururea. Convinse să te feri și Maica, Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rodi. Și mai care fără stricăciune pe Dumnezeu pretine ceapă adeva. Născătoare de Dumnezeu,
First of all, remember, O Lord, our Father, the Archbishop of Metropolitan Joseph, and preserve him for your holy churches in peace, safety, honor, health, and length of days, to teach rightly the word of your truth. And all the people. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă să vii și a cânta preacinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. And may the mercies of our great God and Savior Jesus Christ be with all of you. And with your spirit. Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și domnicescul său jertfelnic, într-o miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia primejdea și nevoia, fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ține, Doamne! Cine vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de ostândă, să cutezăm a te chema Tată pe tine, Dumnezeul cel ceresc, și să zice: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дай нам несь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Pace tuturor, peace to all. And to your spirit. Let us bow our heads to the Lord. Lord, be all. Therefore, Master, distribute these offerings to all of us for our good, according to the need of each. Travel with those traveling on water, on land, and in the air. Heal the sick, O physician of our souls and bodies, through the grace and compassion and love for mankind, of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-creating Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amin. Ia minte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din sfântul locașul Tău și de pe scaunul slavei împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești pe noi,
cel ce sus împreună cu Tatăl șezi, și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești, și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da nouă preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, și prin noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește-o pe mine păcătos și toată sinea. Have mercy on me. Dumnezeu ne curățește-o pe mine păcătos și pe mine. Să luăm amintele tasăte. Sfintele sfinților, holy things are for the holy. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Duminică binecuvântată. În ziua hramului nostru. Să avem sărbătoare cu mare bucurie. Să nu vă fure nimeni bucuria, să știți. Am devenit așa fără să știm unii altora vampiri care ne furăm bucuria unul altuia. Dar să nu fie nimic dintre acestea. Să ne păstrăm fiecare bucuria. Că uite, Dumnezeu ne-a adus aici. Ce frumos este! Ce zile extraordinare! Când începem să vedem valoarea zilelor noastre, începem să vedem că Dumnezeu lucrează cu o putere extraordinară în noi. Pentru că nu mai trăim așa searbă, trăim pentru ceva concret, nu trăim să supraviețuim, ci trăim ca să ne mântuim. Și cum vă spunea la Preasfințitul ieri, mântuirea nu e tristețe. Să fim biserică nu e tristețe niciodată. Să fim biserică e bucurie. Este o bucurie extraordinară găsindu-ți sensul și țelul tău ca om și rostul tău ca om. Extraordinare zile, să știți. Dacă ne asumăm duhovnicește un pic sensul lor, e un câștig foarte mare aici. Și da, e și muncă, e să faci un hram, e muncă. Da. Și pentru asta vreau să vă mulțumesc, să știți, tuturor, pentru toate câte știu că faci, câte nu știu că faci. Nici nu e nevoie să știu că faci. Vă mulțumesc pentru toate, să știți. Chiar nu s-ar putea face fără voi. E real. Nu sună așa că sună bine. Nu, e real. Fără voi nu s-ar întâmpla mare lucru. Ce să fac eu singur? Nu pe mare lucru. Vedeți, noastră, când organizăm parcă evenimentele acestea, la Paște, la Crăciun, la Hram, cele trei sărbători mari, dacă vreți, așa în an, Paștele, Crăciunul și Hramul Bisericii, parcă se vede din dispoziția noastră internă. Mă uitam la dumneavoastră așa câteodată. Vă analizez, dar așa, în liniște. Nu rău, un lucru bun. Și parcă vezi din dispoziția internă a omului. Când face ceva, vezi ce e în inima lui. Parcă vezi prin faptele lui, vezi ce e în fapt înăuntru lui, ceea ce nu vezi de fapt. Dar cum reacționează, cum lucrează, cum vorbește, cum interacționează cu ceilalți. Parcă ai o fereastră foarte micuță spre inima omului. Și este un lucru extraordinar că dacă am văzut ceva, am văzut această dispoziția noastră internă de a ajuta. Dispoziția asta de a pune mâna, de a face, de a... Nu aștepta să facă altul. Pune tu, fă tu, știi? Este extraordinar lucrul acesta și l-am văzut la voi. Și dau slavă lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că slujirea altora, vedeți, ajutorul, ceea ce facem pentru alții și cu alții, sigur, este de fapt o imagine a raiului. Și dacă v-ați gândit vreodată, că în rai nu vom fi cu alții. Vom fi cu cei pe care îi cunoaștem. Cei de care ne e drag.
acele relații pe care le-am nutrit toată viața, le-am hrănit. Relațiile pe care le-am vrut. Oamenii care ne iubesc și pe care iubim. Noi înșine. Cu aceea vrem, ne nădăjduim, ne rugăm și cerem să fim, nu? Cu familiile noastre, în primul rând, dar și cu prietenii, cu rudele, cu cei dragi ai noștri, cei din biserică. Absolut, este așa. Aceasta e o imagine, vedeți, a împlinirii umane. Mi-am scris aici să vă zic neapărat despre această împlinire umană a noastră pe care o putem să o facem în biserică. Și da, social vorbind, v-am mai spus eu, cred, și altă dată, eu sunt mai interiorizat așa, mi-e mai greu să relaționez câteodată, sunt mai închis. Cine vă spune, a, părinte, nu sunteți în jobul care trebuie, dacă sunteți mai interiorizat, că de, trebuie să interacționați. Zic, da, știu, e lupta mea. E lupta mea să pot să fac ceea ce mi-e poate un pic greu din modul natural de a fi, dar îl facem. Trebuie să interacționăm, pentru că aici e comuniune și aici e pace. Pentru că n-am eu până la urmă, vreau eu, ci Dumnezeu a ales. Chiar înainte de pasajul evanghelic de astăzi, Evanghelia de la Luca, apropo, a citit pe părintele diacon Marius, Evanghelia de la Luca la capitolul 18 și sunt trei versete extraordinare pe care nu le-am citit azi în Evanghelie, de la 15 până la 17. Și spune așa evanghelistul Luca. Și nu știți, l-ați mai auzit evenimentul acesta. Și aduceau la el, la Iisus, prunci ca să se atingă de ei. Iar ucenicii văzând îi certau. De ce? Că e ca la noi, probabil, gălăgie. Știi? Prunci mulți. Și dacă sunt prunci mulți, e și gălăgie. Și ucenicii văzând îi certau. Mie îmi spune foarte mult la pasajul acesta. Iisus i-a chemat la sine pe prunci, nu pe apostoli, care certau. Pe cei gălăgioși i-a chemat la sine, pe copilași. Zicând, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Adevărat gresc vouă, cine nu va primi în împărăția lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. Vedeți, fiecare primim împărăția lui Dumnezeu ca un dar. Și ne spune că trebuie să primim acest dar într-un anume fel, ca prunci. Cu această simplitate a copilului care când primește se bucură. El nu-și pune întrebare nici cât a costat, nici dacă l-ai luat ieri sau azi. El se bucură că a primit un copil. Și are bucuria aceasta de a se împlini prin acel. Că și o cutie goală câteodată. Știi dacă îi dai o cutie? Și dacă îi place, se joacă pe ea o zi întreagă, o cutie goală. Așa stai mei. Extraordinar. Se joacă pe lucruri banale câteodată, care nu au nicio valoare. O zi întreagă. Că le place să nu știu facă ce. Cu hârtie sau știu. Și lucruri care sunt mai valoroase nu se joacă cu ele. Pentru că primesc un dar cu o altă inimă decât adultul dă acel dar. Copilul primește cu o altă inimă. Vede ceva ce adultul de multe ori nu vede. Vede o bucurie în acel lucru, care nouă ni se pare că nu are importanță. E, așa spune Dumnezeu. Și de asta vrem să-i primim pe copii și să-i păstrăm pe copii în biserică. Pentru că ei ne ajută și pe noi, paradoxal poate. Copiii ne ajută pe noi să primim în împărăția lui Dumnezeu ca ei. Dacă noi am uitat să ne mai bucurăm, mai vedem pe copii bucurându-se și mai bucurăm împreună cu ei. Mai vezi un copil râzând, ți-aduci și tu aminte cum să râzi. Că l-am mai râs de mult, poate. Ce să facem? Învățăm. Învățăm de la copilașii noștri. Da, da. Și cei mari învață de la cei mici. Nu e deloc un lucru rău. Și asta spune Hristos că să o primim împărăția lui Dumnezeu ca prunci, cu bucuria unui copil. Avem tot timpul experiența aceasta a primirii pruncilor și slavă Domnului că suntem parohie tânără, parohie așa vie. Dar mai mult decât atât, avem un model foarte clar aici. Și dacă vă uitați pe icoana Sfântului Stelian, nu cred că va scăpa vreunea dintre dumneavoastră pe cine poartă în brațe. Un copil, un bebeluș. Și noi știm din viața lui că este protectorul copilașilor, protectorul copiilor. Dar și mai mult decât atât, protectorul copiilor bolnavi, copiilor care au probleme. E un lucru extraordinar acesta, mie mi se pare, că dacă Sfântul Stelian face lucrurile acestea, face de ce? Pentru că și el, ca adult, înțelesese menirea sa în viața copiilor acestora. Viața lui nu vă spun, dragii mei. O găsiți online, este foarte simplu. V-am scris-o și în limba engleză de dimineață, cât orba.
care sunt vorbitori de engleză în parohia asta. Le-am scris cum să citească viața Sfântului Stelianu, pentru că e foarte simplu de găsit. Dar vă spun că lucrase mântuirea sa câteva zeci de ani, întâi într-o mănăstire și îl invidia o mănăstire, în sfârșit pleacă și stătea într-o peșteră, spune. Stătea într-o peșteră, vă închipuiți cum e să stai într-o peșteră? Și nu așa o săptămână, două, 20 de ani. Cum e să stai 20 de ani într-o peșteră? Te schimbă experiența asta? Crezi un pic așa? 20 de ani într-o peșteră? Te schimbi un pic? Nu stăm 20 de minute noi într-o peșteră fără să ne plictisim. Ok? 20 de minute nu cred că stăm. Începem să ne gândim, ok, ce fac acum? Ok? Ok? Hai să mergem. 20 de ani. Și când lucrează Sfântul Stelian, lucrează ce? În pocăința lui, în răbdarea lui, în viața lui curată, călugăr fiind, monah fiind, ce lucrează de fapt? Nu doar mântuirea lui, de fapt lucrează mântuirea tuturor din jurul său. Și spune că are experiența Duhului Sfânt încă din viața aceasta. Are experiența primirii Harului Dumnezeu fiind în viață, ceea ce noi ne dășduim să primim dincolo, mântuindu-ne să fim în Harul lui Dumnezeu. Și primește ca un om. Și spune că prin descoperire i s-a arătat menirea sa după aceea. Menirea sa de a fi protector al copiilor. Și minunile pe care le face, le citiți online. Dar vreau să vedeți legătura dintre mântuirea lui și viața lui și răbdarea lui și el devenind el însuși ca un copil. Primind împărăția lui Dumnezeu cu simplitatea aceasta. Îi dă voie lui Dumnezeu, dacă vreți, să lucreze mântuirea altora prin el după aceea. Noi nu facem legătura dintre cele două de multe ori. Ne-am pierdut simplitatea noastră și ne-o pierdem în continuare. Suntem complicați, săpăciți, haotici și uităm să ne mai bucurăm. Și viața duhovnicească are folosul acesta extraordinar și în spovedanie îl vedeți foarte tare. În spovedanie vedeți cum Dumnezeu simplifică viața noastră. Cum Dumnezeu scoate complicațiile acestea din viața noastră. Dumnezeu începe să le așeze cu un făgaș normal pe care are sens viața. Și apoi toate încep să aibă sens și pentru noi, și pentru cei din jurul nostru. Că noi extindem tot timpul viața noastră. Tot timpul ce trăim noi, noi dăm în afară, să știți, într-un fel sau altul. Iadul tău sau raiul tău pe care îl poți. Îl dai în afară tot timpul, chiar dacă vrei, chiar dacă nu vrei. Te trezești că îl dai în afară. Că de? Îl dăm, este experiența noastră și viața noastră. De asta Sfântul Stelian este așa de drag nouă și da, nu numai că l-am eu ca nume al meu, ci faptul că Sfântul Stelian are această menire extraordinară în viețile noastre. Și parcă mi se pare că se potrivește unei parohii de diaspora atât de mult. Pentru că e o parohie care lucrează cu oameni tineri și încurajează oamenii să fie tineri. Și vrem să rămânem tineri, să nu îmbătrânim, așa-i? Bătrânețea rea, nu bătrânețea refer ca vârstă, bătrânețea rea duhovnicească, împietrirea noastră în cele rele. Noi nu vrem asta. Vrem să rămânem tineri ca oameni și Sfântul Stelian este protectorul nostru. Iată hramul dumneavoastră și iată protectorul dumneavoastră, Sfântul Stelian. Și da, avem nevoie de poruncile lui Dumnezeu. Vedem în Evanghelia de astăzi că spune ce spune Hristos tânărului care vine la el. Hai să vedem, ia. Imediat după episodul cu copiii, vine la el un redregător, un om bogat și spune, ce să fac ca să moștenez viața de veci? Și spune, învățătorule bun, Hristos îi răspunde, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu e bun decât unul Dumnezeu. Și un răspuns atât de dur, de fapt. Dincolo de a da aparența ceea ce spune Hristos. Cu alte cuvinte, întrebarea este și pentru noi la fel. Îl numești pe Dumnezeu bun pentru că vrei ceva de la El? Sau îl numești pe Dumnezeu că El e singura bunătate care există? El e izvorul bunătăților cu adevărat. Că nimeni nu e cu adevărat bun, perfect, decât Dumnezeu. Și dacă avem vreo bunătate, noi este pentru că am primit-o de la El. Cu alte cuvinte, îl numești bun înțelegând asta? Sau înțeleg doar pentru că vrei ceva? Și foarte mult, că de multe ori noi doar asta facem, vrem ceva și atât. Nu vrem pe el, mă mai spus și altă dată. Nu vrem pe el, vrem ceva de la el. Și iată ce spun. Mă numești bun. Doar Dumnezeu e bun. Deci asta ce înseamnă pentru tine? Cine sunt eu? Întrebare, așa-i?
rolul vieții duhovnicești este, da, să ținem poruncile, într-adevăr, că poruncile sunt, și mă gândeam ca nimis în România, știți, e frumos, dar tare România, dar zăpadă așa. Mă gândeam că sunt ca acele plase, cum au schiorii, ați văzut? Niște plase cu portocalii roșii, de obicei așa. Așa sunt poruncile lui Dumnezeu. Când te dai cu schiurile, protecția ce ai nevoie de ea, că dacă ieși în decor cu viteză, te faci praf. Acelea sunt poruncile lui Dumnezeu, sunt plasele de protecție ale noastre. Vrem să rămânem pe calea în care să nu lovim poruncile, să nu dăm în poruncile acestea, pentru că ele ne apără, de fapt, și să rămânem pe calea care ne permite să navigăm cum trebuie, sigur, viața. Poruncile sunt ca să ne apere în caz că avem o îndoială, ne uităm care e poruncă. În caz că nu știm ce să facem, întrebăm, citim, avem duhovnic, nu? Avem pe cine întrebați, zicem noi, nu? Și așa este, astea sunt poruncile. Dar apoi spune Hristos, și care erau poruncile? Să nu săvârșești adulter, i-au zis. Să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește părinții tăi. Câteva porunci de bază ale vieții noastre. Și el a zis, toate le-am păzit. Interesant, om, așa-i? Tare drept, om. Și apoi, după aceea, îi zice Hristos, una-ți mai lipsește. Vinde toate ale tale și le împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Și vino, te-mi urmează mie. Îi dă testul suprem, dacă vrei. Nu că avea o problemă Hristos cu banii, cu bogăția. Și a vrut să vadă unde e inima lui, de fapt. Dincolo de toate aparențele, cine e el, de fapt? Cum se identifică el în fața lui Dumnezeu, pe care îl numește bun? Cine e el, omul? Dacă dăm banii la o parte, ce mai rămâne? Și întrebare și pentru noi. Dacă ne dispar banii din cont astăzi, cine sunt? Pentru mulți, mai nimeni. Și e dur treaba asta. Și e dureros tare. Mai nimeni. Nu rămâne mai nimic din noi. Și aceasta e întrebarea și pentru noi, vedeți? Cine suntem dincolo de ceea ce afișăm, de ceea ce arătăm, ceea ce vrem să pară în jurul nostru? Cine suntem noi, de fapt? Identitatea nu este banul, ci este Hristos, este Dumnezeu, este viața Lui, identitatea noastră. E, și tot rostul vieții duhovnicești, postului, rugăciunilor, toată osteneala, spovedaniile, tot câte ne străduim, să ne ținem canonul, să ne respectăm părinții, să nu furăm, să nu mințim, să nu facem rău nimănui, toate câte le păstrăm și le ținem cu mare drag, sunt pentru că așa ne găsim locul, să știți, atât în lumea cea veșnică, cât și în lumea aceasta, da, dacă vreți. Și nu doar în biserică, ci și acasă, vedeți? Mucenicia aceasta, că devine o mucenicie la un moment dat, să știți, aplicând poruncile acestea lui Dumnezeu și trăindu-le, e greu. Este foarte greu. Mucenicia bărbatului să muncească. Și muncim în diaspora de ne-au ieșit ochii. Muncim tuturor. Așa este stilul de viață. Ce să facem? Toți facem așa. Muncim. Asta e mucenicia bărbatului, mai ales. Femeia muncește și ea. Mai ales și mucenicia acasă. De-a ține casă, de-a ține copiii, de-a ține toate. Într-un echilibru, că fără femeie nu e echilibru în casă. Iertați-mă, bărbați, pare rău. Fără o femeie care nu știe echilibru casă, bărbatul nu are nicio șansă. Bărbatul este zero. Eu mă uit la mine când zic asta. Nu mă uit la nimeni, nu te mă uit la mine. Fără femeie în casă, ești zero ca bărbat. Și iată mucenicia, așa unui, așa celuilalt. Iată osteneala, așa unui, așa celuilalt. Copiii au mucenicia de mici pe care o învață ascultării, a respectului. Aș face ceea ce trebuie să facă ei, curat, să facă lecțiile, să facă tot câte sale lor. Vedeți cum se aplică toate și poruncile acestea? Și bărbatul lucrează și fără să reproșeze că câștigă mai mult el, sau femeia câștigă mai mult, nu reproșează nimănui că nu au voie să reproșeze. Pentru că amândoi sunt mucenici, și bărbatul și femeia. Amândoi trag. N-ai de ce să reproșezi celuilalt care trage împreună cu tine diferit, care trage împreună cu tine. Dar e o problemă totuși, pentru că bogăția, banii pot să întunece aceste relații reale. Pot să întunece mucenicia asta noastră bună. Bărbatul crede că e cineva pentru că câștigă mai mult, femeia crede că e cineva că ea ține casa sau nu știu cum, sau orice altă combinație mai vreți dumneavoastră. Bogăția vine să le întunece pe toate acestea. Și e fals, evident. Și mai vin și părinții noștri, care și ei se folosesc de bani. Spun, dacă nu vii acasă, nu-ți mai dau casa, dacă nu
de anul ăsta să nu faci asta, dacă nu te căsătorești cu cutare, sau dacă te căsătorești cu cutare, nu-ți mai dau casă, numai așa să nu mai vii pe aici. Banii, vedeți că pot să întunece toate relațiile dintre noi și apare un șantaj între noi, ne șantajăm unii pe alții cu banii pe care noi îi avem și zicem că s-ai noștri bani. Și de asta Hristos ne dă acest test, vedeți? Cine ești tu dincolo de banii tăi? Cine ești tu ca om? Cum te identifici tu? Și, și apoi spune ce? Evanghelistul Luca zice, el auzind acestea, dregătorul s-a întristat, că era tare bogat. Și văzându-l întristat, Iisus a zis, cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu, că mai lesnea trece cămila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. De asta este greu mântuirea. Pentru că banii devin identitatea noastră. Banii devin ceea ce noi credem că ne face pe noi cine suntem. Și o problemă foarte serioasă acolo. M-a uimit astăzi că, ce bună asta nu a fost, dar la slujba anglicană au citit exact Evanghelia despre care aș vrea să vă zic de acum. Două vorbe, era rapid așa. Au citit anglicană Evanghelia de la Matei, capitolul 25. Pasajul acela foarte greu și dedicăm o duminică întreagă înainte de postul mare, în primăvară, duminica lăsatului sec de carne, când Hristos spune că vine la judecată și spune și va chema pe oi și pe capre. Îi separă cum separă păstorul oile de capre și spune celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la facerea lumii, căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat, mi-a dat să beau, în închisoare am fost, ați venit la mine și celelalte. Și mă gândeam, iată că vreau să vă zic despre asta și citeau și englezii de dimineața aceeași Evanghelie. Și mă gândesc, ce putem face noi? Secolul 21. Ce putem face noi? Aș vrea să vă dau o cheie. Să dați puțin, dar să dați tot timpul. Mi se pare că o singura șansă pe care o avem noi ca să avem o relație sănătoasă cu banii e să dăm tot timpul. Și de asta vă încurajez membria în parohie, apropo. Și nu e bani din parte din asta, nu mi-am scris nimic legat de asta. Mă încurajez membria nu că am nevoie de banii voștri, iertați-mă, nu am nevoie. Chiar nu am nevoie, ca atare. Omul când începe să dea, în mod concret, și de asta vă spun, dă lunar, nu contează cât, pe mine nu mă interesează. Fiecare face ce poate, e irelevantă sumă. Când dai lunar, ceva începe să se schimbe în om. Sau dacă e deja schimbat și slavă Domnului, omul rămâne în continuare în felul acela. Ce se întâmplă? Omul rămâne dator, dacă vrei. Se creează în om o responsabilitate, dar rămâne dator cuiva. Dar știe că are o responsabilitate. Are ceva de făcut. Și de el ține să facă acel lucru. Când spune Hristos, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu înseamnă să aveți gânduri bune față de ei, dragii mei. Suntem optimiști și lasă că mama e bine. Și gata, ai cinstim înseamnă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta înseamnă să-i suni fiecare săptămână, știu, e greu, și să-i ajuți în mod constant. Cât poți tu? Cum poți tu? Și dacă nu ai bani, măcar cu rugăciune. Dar să faci asta constant. Pentru că în modul acesta rămânem umani, de fapt. Rămânem oameni întregi la minte și la inimă. Și când vă zic de membrie, de asta vă zic. Am observat foarte tare lucrul acesta. Că atunci când începem să avem membrie în parohie lunară, Dumnezeu începe să lucreze în om această înțelegere a faptului că El nu e singur, de fapt, iarăși. Că alții depind de El. Că parohia depinde de El, că comunitatea depinde de El. Și El când face omul respectiv acel lucru, își găsește și El o rânduială și o pace, un rost al Lui. Ok? Mai mult decât atât. Lucrurile încep să se miște în afara a ceea ce noi ni se pare că putem face. Și ridic, să vă dau un exemplu. 40 de persoane mănâncă lunar. Pe persoane fără adăpost, mănâncă săptămânal. 40 de persoane mănâncă săptămânal din banii noștri. În Reddit. Persoane fără adăpost. Homeless. De ani întregi facem asta. Suntem în zona de 12.000 de pachete de mâncare. 12.000 de pachete de mâncare. Ok? Cu banii cui? Cu banii dați așa. Câte puțin de pe pici pe colea. De
la mine, de la dumneavoastră, de la nu știu, și se strâng toți. Și în fiecare săptămână se iau acestea și se fac. Noi mai ține minte câți bani am dat? Cine mai ține minte? Dăm în fiecare lună, eu știu toți. Ne implicăm, nu știu câți bani sunt, habar nu am. Dar ce se întâmplă cu ei? Acolo e important. Ce se întâmplă cu ei devine mântuirea noastră. Că noi nu știm ce se întâmplă cu ei. Dar știm că totuși, având încredere și noi, și în comunitate în general, se întâmplă ceva bun cu ei. Nu se risipește nimic. Și la judecată, când Hristos va veni și ne va întreba ca în Evanghelia Matei 25, că flămând a fost și mi-ați dat să mănânc, vom putea răspunde și noi și vom răspunde și noi să știți, Doamne, când ți-am dat? Păi nu știu. Când ți-am dat ție să mănânci? Și va spune, le-ai dat celor de la cenușă. Le-ai dat persoanelor fără adăpost. Din banii tăi au mâncat aceia, care nu au ce mânca deloc. Și stau în frig afară, pe stradă, că n-au unde locuit. Au mâncat din banii tăi. Și atunci, dintr-o dată, legătura dintre ce facem noi și viața altora nu mai este una care să nu aibă sens. Începe să aibă sens tot. Asta este lucrarea mântuirii noastre. Așa se lucrează mântuirea. Când nu mai suntem turiști, știți? Că așa suntem de multe ori. Și în biserică la fel, suntem turiști. Venim, te duci în Grecia, frumos, la plajă, știți? Aprinzi și o lumânare și te duci la plajă după aceea, poate. Că e frumos, foarte bine. Tu n-ai treabă cu biserica aceea. Ești în vacanță. Vacanța vieții, știi? Când noi suntem turiști și devenim membri, lucrurile se schimbă total. Pentru că atunci omul începe să înțeleagă că nu e vorba de alți, ci e vorba de el. Aceea nu e comunitatea altora, ci e casa lui. Este viața lui. Dacă am face lucrul acesta și să înceapă de azi, ziua de hram, ar fi o binecuvântare extraordinară. Pentru că dintr-o dată s-ar înmulți toate câte facem noi. Ok? Toate s-ar înmulți. Mă iertați, m-am lungit mult. Nu intenționam să vă zic asta. Dar în sfârșit, între prieteni, consider că putem să ne spunem orice. Ca familie fiind, nu putem avea secrete. Nu putem avea nimic care ascuns. Și toate câte sunt puse, sunt spuse pentru că e nevoie să fie spuse. Eu așa cred. Iată pilda aceasta a omului bogat care nu se îndură să vândă. De ce oare? Poate că acum înțelegem de ce nu s-a îndurat să vândă tot. Și nu mă îndur să nu vă zic două vorbe în limba engleză, dar mai faceți liniște 5 minute. Atât am text. N-am mai mult. Vreo 3-4 paragrafe. Blessed feast and blessed Sunday as well. What an incredible 3 days. Friday night, Saturday morning, Saturday afternoon, really. All day, almost yesterday and today. The bishop was with us on Friday night, yesterday. Now is back to our usual form. And we are rich. We are richer than we can imagine. And you probably think, well, I'm not rich. I don't think I'm rich. I just looked at my bank account in the morning and doesn't look like I'm that rich. Okay, let's start from another side. Do you know how many millionaires are in the UK? Do you know? How many people that are, their net worth is over 1 million? Do you know how many? Do you want me to tell you? Almost 3 million millionaires. Do you know that? 3 million people. Have income and assets over 1 million pounds. Okay, now, many of us actually, once we buy a house and we've been working for a while, we're actually on the same road. You might not imagine it. You might not realize it. You are on the same road becoming a millionaire. And you say, oh, no, I will never have a million. I think you might find you will. Let me tell you how. Do you want to know how to get rich? Quick, it's not what you think. I'm not here to give you any self-help stuff. Do you know how to get rich? Let me tell you. Okay, let's start. Are you healthy? Standing up or sitting down, really? Are you healthy? Really? Yes. Yeah,
I think we're healthy, reasonably healthy. Go to the hospital, to the cancer ward, okay? Oncology, go to oncology and ask them if they would give all to be healthy. Would they give all? Yes, I can guarantee you. They would give all they have to be healthy again, to buy their way back to health. Okay, but we are healthy. Therefore, are we richer than the people in hospital? Yes or no? Yes. We are so much richer than the people who are not healthy. Why do we not see each other and ourselves as being rich? Because you can't even buy your health. Therefore, it's priceless. It's more than money. It's worth more than your income and your millions. Right? It's worth more than that. Why do we not see each other and ourselves as being rich? I think you start to realize by now we are very rich, actually. Okay, let's move on. Do you have a sound mind? Yeah, I know. Yeah, we do. Ish. All of us. I know. How about a family? Do you have a family? Imperfect as that might be, your family, do you have it? How much is worth your family? How much would you pay if they are kidnapped? Mm-hmm, it happens. Mm-hmm. How much would you pay to get them back? £5? No, a bit more? 100 quid? Come on. Yeah? 1,000 quid? Everything. Why do we not see each other and ourselves as rich? Because we've just realized we're healthy, we're not mad, that's a good thing, and we have a family. How much are those three added up together worth? Everything. So, I think it would be good to ask ourselves today, why do we have? It's because God loves us. Loves us and has entrusted us with those gifts, with your health, with your family, with everything that you have. So we're not that poor, are we? Final question. If somebody would be to die today, how much would you pay to get them back? Yeah, you're getting my point, I'm sure by now. You're getting the point. You would pay everything. So would I. Absolutely everything. There is an episode in the life of Saint Stylianos, our patron saint, and I've sent that in the morning to the catechumens on WhatsApp and to the English speakers as well, and I'll end here. He had become very famous, Saint Stylianos, as a healer. And many people would bring their children to be healed, and mothers who were barren would come to him to receive a blessing so that they can conceive babies. But there are other people who heard this. This guy is a healer. What can we do to that? We can make some money off him. Oh, yeah. Right? We'll sit around him and then next to this guy and we'll make some money. We can try and sell his services to the people. Why not, right? And he says the following. The cheerful countenance of Saint Stylianos was his hallmark because he was reported as always being smiling. According to oral histories, when he was approached by some mercenaries with propositions for commercializing his talent and reaping a tidy fortune, he always had the same answer. They tried a number of times, that he had been paid in advance for his services. When the Holy Spirit came upon him, he would smile as they left. And this is now the final encouragement that I give you. We have also received the Holy Spirit. That Holy Spirit that Saint Stylianos was smiling about all the time, we have also received. We have also received a down payment for salvation through baptism, through chrismation, through receiving the body and blood of Christ. Why are we not happy? Why are we not joyful? Why should we not be joyful when we have received so much? So, I encourage you to live like millionaires. Yes, and I absolutely mean this. Live like millionaires.
because you know what? You are. And I'm as well. Live with the joy of knowing you are so blessed. We are also blessed to be the sons or daughters of the living God. We're surrounded by angels and saints. We have receiving eternal food, the very body and blood of our Lord. How much is that worth? I think we can all by now say it's worth absolutely everything. On this parish feast day, when we celebrate Saint Stylianos, St. Catherine celebrated yesterday, I thank you. I give glory to God for each and every one of you, for all your work, your troubles, your pain, everything that you do. I give glory to God and I thank you. And I pray to God that you may always be blessed forever and ever. Amen. De binecuvântarea Domnului, să aveți. Vă mulțumesc! Sărbătoare binecuvântată! Slavă lui Dumnezeu! Primim Sfânta Împărtășanie, cei care avem dezlegare, după rânduiala o obișnuită, da? Venim prin stânga și prin dreapta și ne întoarcem prin mijloc. Lăsați liber în mijloc. Nu vă aglomerați. Bine, mai stați în bănci și vă ridicați cât un pic, cât un pic să primiți Sfânta Împărtășanie, da? Ca să nu fie aglomerați. Și liniște, vă rog, bine? Duminica trecută a fost tare liniște. Mi-a plăcut mult. Hai să păstrăm liniștea, vreți? Vă rog, mulțumesc. Cei care vă împărtășiți, spuneți împreună cu noi rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat lucrul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă mie greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucru și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. O Son of God, accept me today as the communicant of your mystical supper, for I will not speak to your enemies of your mystery, nor will I give you a kiss as Judas did, but I will confess you as did the thief. Remember me, O Lord, in your kingdom, nu spre judecată sau spre o sândă, să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre sănătatea sufletului și a trupului. Apropie-te de ea. Stăpâne, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai putea să ieși cu caratele oamenilor, sunt mult și viitor de oameni. Treci cu vederea toate greșelile mele, cele cu știință și cu neștiință. Amin. Și mă vrednicește ca fără de o sână să mă împărtășesc cu Dumnezeieștele, prea slăbitele, prea curatele și de viață, făcătoarele tale taine, nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire și spre albunirea vieții și împărăției ceva să fie, spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivnici și spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul mile și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că într-o nevrednicie mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și cu scump sângele Tău ce vinovat sunt și eu sunt de mie însumi, mănânc și beau neputând îmi da seama precum se cuvine de trupul și sângele Tău Hristoase, Dumnezeul meu. Ce îndrăznind spre îndrările Tale mă apropii de Tine, Cel ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu într-o mine rămâne și eu într-o dânsul. Deci milostivește-te, Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta, și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre zgunirea toată înălucirea faptei cele rele a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-o mădularele mele. Spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre înmulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncelor și spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merine pentru viață de veci și spre răspuns bine primit la împărtășătorul tău scaun de judecată, iar nu spre certare sau spre o sândă. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat,
primește-mi rugăciunea Hristoasă al meu și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc Hristoasă al meu și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeu meu, după cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o nici de mine, nu te scârbi cuvântule. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă. With fear of God, with faith and love, draw near. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Se părtășește rog Dumnezeu Artur Isaac și nici prea sfântului al Domnului păcatului și de astea se părtășește rog Dumnezeu Nicola și Mântuitorului nostru, Hristos, iertarea păcatului, și viața de vecea vie, se împărtășește robului Dumnezeu, venit Gabriel, cinstitul și prea sfântul, și sfântul, al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Hristos, iertarea păcatului, și viața de vecea vie, se împărtășește robului Dumnezeu, Luca Daniel, cu cinstitul și prea sfântul, și sfântul, al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Hristos, spertarea păcatelor și viața de vecea mine. Se împărtășește Domnului Dumnezeu, Gabriel, cinstitul și prea sfântul și sfântul. Al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru și spertarea păcatelor și viața de vecea mine. Se împărtășește Domnului Dumnezeu, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru și sfântul. Spertarea păcatelor spre viața de veci. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Maia, Ioana, cinstitul și preasfântul Duh, al Domnului Dumnezeul și Mântuitorul nostru și Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci a Duh. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, David Andrei, cinstitul și preasfântul Duh și sânge. Al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, iertarea păcatelor și spre viața de vecea se împărtășește. Roaba lui Dumnezeu, Elizabeth Maria, Priță-mă. Se împărtășește, roaba lui Dumnezeu, Zian, Gabriel, și Sfântul și prea Sfântul și Sfântul. Spertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Natalia Ștefanie, cinstitul și preasfântul trup, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, spertarea păcatelor, spre viața de veci. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, se împărtășește robul Dumnezeu, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Hristos, spertarea păcatelor și spre viața de veci. Se împărtășește robul Dumnezeu, cu cinstitul și prea sfântul Duh și sfântul, al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Hristos, spertarea păcatelor și spre viața de veci. Se împărtășește Domnul Dumnezeu Eduard Ioan,
cinstitul și prea sfânt cu sânge a Domnului Dumnezeu, Sfântuitorului nostru, Hristos, iertarea păcatelor și sfântuitorul de veci, se împărtășește robul Dumnezeu, Ioachim, cinstitul și prea sfânt cu sânge a Domnului Dumnezeu, și Mântuitorul nostru, Hristos, iertarea păcatelor și viața de veci. Amen. Se împărtășește robul Dumnezeu, Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Eda Ioana. Și dăm să țin și să te rog picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele, cuvântule. Iartă-mi greșelile și dăm îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele, știi și vorbele mele și rănile mi le vezi. Dar și credința mea știi, voința mea vezi și spinele mi le auzi. Nu sunt uitate de tine, Doamne, Dumnezeu meu, păcător și sfântuitorul meu. Nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte, cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi mosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă, Dumnezeule, a toate. Încât cu inimă curată, cu gână fricoșată și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se înnevește și se face viu tot ceea ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că tu ai zis, stăpânul meu, tot ceea ce mănâncă cu meu și bea sângele meu, pentru mine rămâne și eu într-o dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile ce dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu tine, Hristoase meu, cel ce ești în lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără tine, dătătorile de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă însuflășesc fără de ofendă cu tainele tale cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, cum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mai răpească cu greșul înșelătorul, apându-mă depărtat de harul tău și astfel, lăsându-mă eu înșelat să mă depărteze de mizitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea ta și cu pădură strică pe tine, precum pe fiul cel pierdut și pe desfânata, care a venit la tine, ne-ai primit, așa mă cunoști pe mine desfânatul și râșitorul prăstive, care cu sufletul venit mă apropie de tine. Și n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta și că mărimea creșelor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea ce am mult al Dumnezeului meu, nici iubirea lui de oameni, cea nesfârșită, și pe ce te cărbini se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, cu lumina ești părtași nezerii tale, făcând fără cumire. Și lucru străin de gândurile îngerești. Se împărtășește, roabă lui Dumnezeu, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni atât de adevărat. Al Domnului, acestea mă fac îndrăznesc și mântuitorului nostru. Acestea îmi dau oare pe fața meu. Și punându-mi nădejdea multele care bine face față de noi, se împărtășește, roabă lui Dumnezeu, Cristina Elena, iarbă uscată prin eu și străină minune, mă răcoresc chiar, parcurile de mult, care aprind finul să mistuia. Pentru aceasta, cu mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare adulare, sufletul și alegrupului meu, mă închin și te măresc, te prea să vezi pe tine, Dumnezeu meu, cel, pe cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Amin. Te împărtășește, roaba lui Dumnezeu Maria, cu cinstitul și preasfântul trup și sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, pe tarea păcatelor și spre viața de veci. Se împărtășește,
Robului Dumnezeu Neculai, și sigur și prea Sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea lume, se împărtășește Robului Dumnezeu Ștefan, cu cinstitul și prea Sfântul Trup al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea lume. Se împărtășește Robul Dumnezeu Marc cu Andrei, cu cinstitul și prea Sfântul al Domnului Dumnezeului și Domnului nostru spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea. Se împărtășește Roba lui Dumnezeu David Ioan cu cinstitul și prea Sfântul și Sfântul al Domnului Dumnezeului spre păcatele și spre viața de veci. Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu prea Luca Elena cu cinstitul și prea Sfântul și Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu Patrick Andrei Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu Ioana, cinstitul și prea Sfântul și Sânge al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu Marinela, cinstitul și prea Sfântul Trup și Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor de viața de veci. Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu Cătălina Cristiana, cinstitul și prea Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Se împărtășește Roaba lui Dumnezeu spre iertarea păcatelor. Vedeți aproape. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă în toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu cuvântul, cu voie sau cu nevoie, cu știință și cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacurate tale maici, ale slujitorilor tăi îngeri și ale sfintelor putăciunile, tuturor sfinților care au bine plăcut ție din viață, binevoiește fără de ostindă să primești Sfântul și Preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele în celor ele. A ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, O Lord, Jesus Christ, my God, loose from me to cleanse and forgive me if I sinful and unprofitable and unworthy servant, my transgression and offense and failing into sin, which I have committed against thee from my youth until the present day in power, whether consciously or unconsciously, whether by word or deed, or in thought, or imagination, in habit, and in all my senses, and through the intercession of her that speedlessly gave thee birth, the most pure and ever virgin Mary, thy mother, the only hope that maketh not ashamed, and my meditation and salvation vouchsafe me without condemnation to partake of thine immaculate, immortal, life-giving and awesome mystery unto the remission of sin and for the life eternal, unto sanctification and enlightenment, strength, healing and health of both soul and body, and unto the consumption and complete destruction of mine evil reasoning and intentions and prejudices and nocturnal fantasies of dark and evil spirits.
For thine is the kingdom and the power and the glory and the honor and the worship with the Father and thy Holy Spirit, now and ever, unto the ages of ages. Amen. Ți împărtășești roaba lui Dumnezeu? Victoria? Da, veniți mai des. Se împărtășește robul Dumnezeu Andrei, cinstitul și preasfântul Duh și sânge. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu slăbește, lasă-mă, milostivește și mi-iartă mie păcătosului nevrednicului și nevrednicului tău rog. Cu căderile în păcat, se împărtășește robul Dumnezeu Ovidiu Andrei, cinstitul și preasfântul Duh și sânge. Că te-am păcătuit față de tine, Dumnezeului și Mântuitorului nostru, în ziua și ceasul de acum, viața de veci, fie cu știință, fie din neștiință, se împărtășește robul Dumnezeu Cristian, cu cinstitul și preasfântul și cu toate simțurile mele, Dumnezeului și pe Mântuitorului ce fără de prihană, te-a născut ale prea curate și plâmbea Fecioarei Maria, Maica ta, singura mea nădejde de înfruntată, o ocrutitoarea și... Iată s-a atins de buzele voastre și fără de legile voastre a șters și a curățit. Behold, he has touched your lips, cleansed your sin, and forgiven your transgressions. Amin. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Stalta acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te într-un vierea celui născut al tău. O, Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o, înțelepciunea și cuvântul lui Dumnezeu și puterea. Dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Spală, Doamne, păcatele tuturor celor ce s-au pomenit aici cu cinstitul tău sânge pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi. Amin. Shine out, O New Jerusalem, for the glory of the Lord has risen on you. Zion, dance and rejoice. And you, O pure one, Mother of God, be glad in the resurrection of him born of you. O Christ, great and all holy Pascha, O wisdom and power of God, grant us to more perfectly partake of you in that unending day of your kingdom. Through the intercessions of your saints, O Lord, by your precious blood, wash away the sins of those remembered here. Amen. Mântuiește! Dumnezeule, poporul tău, și binecuvintează moștenirea ta. O God, save your people and bless your inheritance. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată. Nedespărțite Sfintei Treimi, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. We have seen the true light, we have received the heavenly spirit, we have found the true faith, worshipping the undivided Trinity, for the Trinity has saved us. Both now and ever and unto the ages of ages. Amen. Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi, a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, păcătoarele tale taine, întărește-ne pe noi. Pentru sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia.
Drept primind Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Învricoșătoarele lui Hristos, ai necuvrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Let us go forth in peace. In the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. O Lord, who bless those who bless you, and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Guard the fullness of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them by your divine power. And do not abandon us who put our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to civil authorities, and to all your people. For all that is good, everything that is perfect, is given us from above, coming down from you, the Father of all life. And we offer glory, thanks, and worship to you, to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Locuitor pustiului și înger întrup, și de minuni făcător te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Steliane, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea, cereștile daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat pe tine, slavă celui ce lucrează prin tine, tuturor tămăduiei. Domnului să ne rugăm. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit fiecăruia dintre noi, te aducem după putința ale Tale, dintr-o ale Tale, care dăruiești ca răsplătire pentru acestea bunătățile Tale cele veșnice. Cel ce cu bună plăcere ai primit darul cel după puterea al vărbei, primește și aceste prin noastre ce s-au adus acum de robii Tăi aceștia, în cinstea și pomenirea Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Steliano, cotitorul copiilor, cele Sfinte Mare Mucenițe Ecaterina, și le binecuvintează și învrednicește pe acestea să fie socotite în vestieriile Tale cele veșnice, iar lor dăruiește-le îmbelșugată de sfătare a bunătăților Tale din această lume, împreună cu toate cele ce le stând de folos, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră această de ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează. Christ our God, bless this church, the food and the drink of your servants, for holy are you both now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până veac. Blessed be the name of the Lord, from this time forth, and to the ages. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne miloiește. The blessing of the Lord and his mercy be on you through his grace and love for mankind, both now and ever, and unto the ages of ages. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile sfinților slăbiților întru tot lăudați apostoli, cu rugăciunile celui între sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit astăzi, pentru rugăciunile Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Stelian, ocrotitorul copiilor, și a cărui pomenire o săvârșim astăzi, cele sfinte mare mucenițe Caterina, protectorii parohiei acesteia, cu rugăciunile Sfântului Cuvios Alipie Stâlpnicul, a Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Nicon, care sunt pomeniți astăzi, pentru rugăciunile sfinților drepți, dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, cele tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on us and save us. Sărbătoare cu bucurie, joyous feast. Slavă Domnului, slavă Domnului. Așa, mulțumiri încă o dată pentru toate legate de hram. Mult ați muncit și știu că ați muncit și a fost mult osteneală. S-a văzut, a plecat prea prea sfințitul. Wow, n-am mai văzut așa ceva. Slavă Domnului! Facem și lucruri bune, nu? O grămadă. A fost foarte impresionat toți cei care au venit. Au plecat cu bucurie și cu drag toate. Bravo, 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 bravo. Vă mulțumesc, să știți. În ceea ce privește anunțurile, luni, mâine seară, studiu biblic, după rânduiala obișnuită, miercuri spovedesc, sunt spovedanii cu programare, joi spovedesc chiar și este slujba Sfântului Andrei. Slujba Sfântului Andrei nu e miercuri seara în ajun, ci în ziua respectivă. N-am cum să fac mie miercuri seara slujba. Deci este chiar în ziua Sfântului Andrei, joi pe 30. E ziua Sfântului Andrei, seara este liturghie, ok? De la 6:30, 7:15. Începem. Bun.
în rest după rânduiala obișnuită după aceea. Și sâmbătă și etc. Intrăm în rânduiala obișnuită. Bun, așa. La mulți ani, celor mulți, celor care poartă numele Sfântului Stelian, celor care poartă numele Sfintei Caterina, că ne-am apucat ieri, era episcopul aici, să vă zic eu. Sunt mai multe în parohie. Fetița părintelui diaconul se numește Caterina, mai este încă o fată sau două, pe care știu eu, pe care cheamă Ecaterina, la mulți ani, la mulți ani și dumneavoastră. Așa, vă mulțumesc, ziua mea, așa. La și la mulți ani pentru domnul Vasile, am primit ieri 50 de ani și Maia am primit 4 ani ieri. Așa, le spunem încă o dată la mulți ani, că n-am apucat să le cântăm ieri, dar le cântăm azi, nu? Nu mai scapă. Așa, iarăși la mulți ani celor care ați avut aniversare săptămâna aceasta. Dacă ați avut aniversare, la mulți ani și dumneavoastră. Slavă Domnului pentru toate. Altceva eu nu mai am decât să vă mulțumesc încă o dată. Bine? Se mănâncă pește și astăzi, se mănâncă pește și joi, ok, în ziua Sfântului Andrei. Bine? Și nu știu dacă e o altă zi de dezlegare la pește săptămâna asta. Nu cred. Nu cred că este încă una. Da. Și vă traduc eu în limba engleză imediat, în ce încep să mirui. Bine. Haideți să primiți binecuvântare. Vă mulțumesc. La mulți ani. Seară binecuvântată. S-a făcut seara aproape, ce se mai. Așa e cu noi. Bine. Le cântăm și la mulți ani, da? La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. La mulți ani tuturor! La mulți ani! La mulți ani, Maia! Da. Și sănătate, Maia, da. Am uitat ceva să vă anunț. Marți seara, e seară de film la biserică, dar trebuie să vă înregistrați. Vedeți în calendar, da? Un link să vă înregistrați, vă rog. Vom vedea filmul The Green Mile. Foarte interesant film, în multe feluri. Vă explic eu marți seara, la 7 începem. Este în sala de jos. Veniți în biserică și plecăm împreună, bine? Va fi film, durează 2 ore și ceva, să știți, da? 3 ore. 3 ore durează. Deci ne apucă 10 în biserică, ok? Cum ar veni? Dar e un film minunat. Veți vedea dumneavoastră de ce marți. Dacă nu ați văzut până acum, trebuie văzut. E unul dintre acele filme care trebuie văzute. Deci marți seara de la 7, seara de film, ok? Și bem și un ceai și etc. Da, de cuvântarea Domnului. Hai, Sara. De la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământ. Amin, mulțumesc. Hai, Anitaria. Lucruri de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământ. Amin, mulțumesc. Hai, sărbătorita. Lucruri de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământ. Și mânuțele. Lucruri de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământ. Mulțumesc, la mulți ani. Ajutor de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Ok. Ajutor de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. For the benefit of the people who don't speak Romanian, just to announce what's happening next in the parish. Tomorrow night, Bible study in Romanian, but tomorrow night. Tuesday night from 7 p.m., movie night. Okay, so come in into the church, and we're going to be watching The Green Mile, the film. Hai, ajutor de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământ. That's Tuesday night from 7, okay, movie night. On Wednesday, there will be called Confessions. On Thursday night, is it 12 plus? Film? The 13 plus, probably not for you just now, okay? Nu e violent filmul, dar